Știai că 50% din fericirea sau nefericirea noastră este determinată genetic? Pentru unii acest procent poate părea mare, pentru alții poate părea mic, însă este cert că jumătate din fericirea sau nefericirea noastră este determinată de lucruri pe care nu le putem controla. Moștenim genele noastre de la părinții noștri și iată cum încă din pântecele mamei, unii sunt mai predispuși la tristețe, iar alții sunt mai predispuși spre fericire. Cred că te întrebi de unde vine cealaltă jumătate din fericirea noastră. Celelalte 50% determinante pentru fericire se împart la doi mari factori: mediul, circumstanțele în care trăim și starea minții noastre. Poate că tocmai informația pe care ai aflat-o până acum te poate face și mai trist și mai nefericit. Și pe lângă toate acestea, poate că de curând ți s-a întâmplat ceva nefericit în viața ta. Care crezi că te influențează mai mult? Circumstanțele sau starea minții tale? Ce ți s-a întâmplat sau ceea ce crezi despre ceea ce ți s-a întâmplat? Știința spune că circumstanțele, ceea ce ni se întâmplă, determină doar 10% din fericirea sau nefericirea noastră. Restul de 40% ține de felul în care gândim despre ceea ce ni se întâmplă, adică ține de starea minții. Din păcate, la foarte mulți oameni, starea minții lor doar reacționează la circumstanțele vieții. Ei nu-și trăiesc viața, ci doar li se întâmplă viața. Ca să înțelegi de ce este așa, o să-ți povestesc despre un concept în psihologie numit locus de control. Este nefamiliar pentru majoritatea oamenilor, totuși, odată definit acest concept, majoritatea îl înțelege. Locusul de control este sistemul de gândire și de credințe care atribuie niște cauze experiențelor de succes sau de eșec. Locusul de control poate fi intern sau extern. Dacă o persoană are un locus de control intern, acea persoană atribuie reușita personală efortului și abilităților sale. Această persoană este mai motivată să reușească, mult mai deschisă să învețe cum să se dezvolte. Persoanele cu locus de control intern sunt mai fericite și mult mai responsabile. Dacă o persoană are locus de control extern, acea persoană atribuie succesul mai mult norocului, soartei, puterilor supranaturale sau genelor, pe care oricum nu le poate controla. Această persoană este mult mai puțin dispusă să depună efort pentru a învăța și pentru a investi în propria reușită. Persoanele cu locus de control extern sunt mai predispuse să experimenteze anxietate, de vreme ce ele nu prea cred că dețin controlul asupra vieții. Persoanele cu locus de control intern tind să spună așa: știu că depinde de mine. Trebuie să învăț mai bine și voi reuși. Sunt responsabil pentru ce se întâmplă în viața mea. În schimb, persoanele cu locus de control extern tind să spună: e greu să faci ceva în zilele astea. Din cauza pandemiei nu pot face mare lucru. Pur și simplu n-ai cum să reușești în țara asta. Până la urmă, locusul de control este despre responsabilitate. Știi că nu ai control asupra tuturor aspectelor din viața ta, însă înțelegi că ai control asupra câtorva lucruri. Și aici e nevoie să te concentrezi pe efortul pe care îl depui, pe atitudinea ta și pe abilitățile tale. Locusul de control este uneori văzut de către specialiști ca fiind o componentă a trăsăturilor de personalitate cu care ne-am născut, deci bază genetică. Totuși, există evidențe care susțin că este format de experiențele din copilărie, inclusiv interacțiunea cu părinții în primii ani de viață, deci bază epigenetică. Epigenetica studiază felul în care genele cu care ne-am născut pot fi activate sau dezactivate. Pus în practică, epigenetica ne spune că mediul la care suntem expuși sau la care ne expunem și stilul de viață pe care îl adoptăm va activa sau va dezactiva secvențe ale lanțului genetic. Vestea bună este că nu ești la cheremul genelor tale. Ai capacitatea de a controla, într-o oarecare măsură, cum se exprimă genele tale. Este în responsabilitatea ta și stă în puterea ta să-ți schimbi locusul de control ca să nu-ți mai lași viața să ți se întâmple, ci să trăiești viața în plinătatea ei. Iată trei lucruri pe care le poți face. 1. Împrietenește-te cu cât mai mulți oameni responsabili.
Atunci când incluzi în grupul tău de prieteni oameni care au un locus de control intern, cu cât mai des interacționezi cu acești oameni, cu atât te vei expune unui mediu care îți poate determina schimbarea locusului de control din extern în intern. 2. Expune-te la informație practică. Din păcate, în bombardamentul informațional existent în lumea în care trăim, primim prea multă informație cu care nu putem face nimic. De la poze și videouri pe social media până la știri, există prea puține care să ne ajute în mod real să ne dezvoltăm. În schimb, expune-te la informație pe care o poți pune în practică. Participă la cursuri online, citește cărți practice și pune în practică cel puțin o idee din fiecare carte pe care o citești. 3. Concentrează-te pe ceea ce poți controla. Din nefericire, oamenii mai degrabă se uită la ceea ce nu pot controla. Lucrul acesta nu ajută. Întreabă-te mereu ce pot face în această situație. Care este cel mai mic pas pe care îl pot face pentru a avansa acest proiect? Ce resurse am la îndemână pentru a face ceva concret? Făcând aceste lucruri, încep să preiei încet încet controlul vieții și fericirii tale. Când îți alegi prieteni cu grijă, când te expui în mod intenționat la informație practică și te concentrezi pe ceea ce poți controla, vei crea astfel în viața ta mai mult din ceea ce eu numesc clipe de claritate.